Domnilor și domnilor, a sosit momentul ca ministrul muncii să facă anunțurile așteptate de milioane și milioane de oameni. Așteptate de pensionari, așteptate de persoanele care au venituri mici sau submedie, pentru că în momentul de față guvernul a lucrat la acest pachet. Ce scrie pe tricoul dumneavoastră, domnule ministru, pe puloverul dumneavoastră? Bună seara tuturor, mulțumesc frumos pentru invitație. Este un crez al meu, este crezul meu bazat pe cifre și pe analize, că în acest procent criminal de 9,4%, toate pensiile din România, inclusiv cele din apărare din ordine publică, inclusiv cele stabilite și plătite în baza unor legi speciale, dar și cele din sistemul public precontributivitate, nu se vor putea încadra. Acum suntem la acest procent, nu vom putea face majorări și, mai important, nu vom putea rezolva nici de cum inechitățile din sistem. Este o solicitare pe care am făcut-o către președintele Marcel Ciolacu și către PSD să am susținere totală, și am susținere totală din partea lor. Este un război pe care o să-l duc. Discut cu Comisia Europeană, am discutat și cu OCDE, am găsit înțelegere și asta e foarte important, am găsit înțelegere la Comisia Europeană că noi împreună trebuie să luptăm împotriva sărăciei în Europa și, bineînțeles, să explicăm și încă o dată. În România. 9,4 este ce ne-am angajat noi în PNRR pentru pensii, da? Iar dumneavoastră spuneți că așa ceva nu se poate și spuneți că ați găsit înțelegere. La cine ați găsit înțelegere? La Comisie sau la OCDE? Și. Deci veți reuși să creșteți pensiile schimbând acest procent? Discuția este mult mai vastă. Am purtat-o și ați văzut că am avut și vizita domnului comisar Schmidt, domnul comisar pe muncă. Am purtat această discuție. Există flexibilitate. Am explicat cu foarte multe documente și cu foarte multe și la ECOFIN, la Comisia pe Finanțe și la Comisia pentru Muncă. Le-am spus că suntem de acord cu tot ceea ce înseamnă sustenabilitate. Sunt un pro-european convins. Însă sustenabilitate în situația în care România, și trebuie să fim foarte atenți la această nuanță, România are în Europa între 4 și 5 milioane de cetățeni români. Știți că cifrele nu pot fi oficiale pentru că mulți dintre ei săraci nu se înregistrează. Și acei oameni nu fac altceva decât să contribuie la PIB-ul acelor țări. Nu ne-am dus noi, România, să solicităm bani în acest schimb, deși România a cheltuit enorm de mulți bani cu fiecare din noi să ne pregătească, că suntem zidari, că suntem medici, că suntem, știu eu, sudori și așa mai departe. Însă trebuie să existe această flexibilitate din partea Comisiei Europene, să ne așezăm împreună la masa dialogului și am obținut acest lucru și împreună cu Banca Mondială, cea cu care derulăm contractul de asistență, împreună cu Comisia Europeană, Guvernul României, mai mult de atât, astăzi am făcut un apel către sindicate și patronate, adică către cine? Către partenerii sociali. Eu cred foarte mult în dialogul social și am făcut un apel că știm foarte bine cu toții, noi am fost excluși, noi cei care eram în opoziție atunci, și partenerii sociali, sindicatele și patronatele, i-ați auzit de foarte multe ori, că au fost excluși de la scrierea PNRR. Ei, eu acum îi invit, dacă atunci au fost excluși, acum să fie alături de noi, să facem acele reforme și să le ducem la final, la rezolvarea reformelor, astfel încât noi cu toții, partenerii sociali, guvernul, să ne asigurăm că cetățenii români nu vor fi săraci. Domnule, și nu până în 2070. Domnule ministru, care va fi până la finalul anului inflația? Inflația, se spune, și analizele ne arată că va trece chiar de două cifre. Există acest risc. Deci inflația va fi fără precedent, da? Cu siguranță. Ceea ce înseamnă că oamenii în mod real vor pierde enorm ca putere de cumpărare. Iar în seara aceasta, sigur, o să veniți cu niște cifre mari. Uite, dăm 1 miliard de euro la populație, o să vadă lumea în scurtă vreme. Problema e în felul următor. Dumneavoastră, pe care eu v-am respectat întotdeauna ca ministru al muncii, v-ați bătut pentru pensionari, v-ați bătut pentru cei mai vulnerabili. În momentul de față, dumneavoastră, trebuie să găsiți formule cu orice preț, cu orice preț, pentru că oameni, milioane de oameni așteaptă de la dumneavoastră și de la guvern soluții. În momentul acesta în care ei deja au mari probleme, scumpirile sunt foarte mari și scumpirile vor merge mai departe, inflația va merge mai departe, până la două cifre, da? În momentul acela, oamenii cu pensiile care sunt în România, cu pensiile
îmi cer scuze pentru cuvânt, dar multe dintre ele, din păcate, sunt mizerabile pentru nivelul prețurilor din România. Și cred că trebuie să facem ceva pentru ei. Haideți să dăm informația și apoi discutăm. Deci, 1 miliard de euro pentru familiile cu venituri mici, aceasta este decizia pe care ați luat-o. Apropo, de ce nu ați implementat asta de astăzi și ați mai amânat-o cu o săptămână? Gândiți-vă, domnule Mihai Gâdea, dacă în ianuarie nu am fi implementat acel pachet social. Poate par scâitor că mă revin la el. Dar știți că tot în decembrie aici cu dumneavoastră în platou discutam despre importanța acestui pachet social, care nu aduce altceva, nu aduce neapărat o îmbunătățire sau n-a adus o îmbunătățire a puterii de cumpărare, ci o apărare. E, așa facem și acum. Poate suna pompos 1 miliard de euro. Nu ne lăudăm, nu este suficient. Cu siguranță cetățenii au nevoie de mult mai mult. Uitați-vă la atrocitățile pe care le-ați arătat anterior. Uitați-vă că acest război ne va crea, în continuare ne va adânci criza economică. Criza economică care a fost adâncită de criză sanitară, pandemică. Suntem într-o situație extrem de delicată. Știu, primii cetățeni care au nevoie... Orice criză, în momentul în care te gândești cum să o gestionezi mai bine și care sunt lucrurile pe care le poți face, poți să o depășești cu bine. Bun, întrebare. Deci spuneți 1 miliard de euro. 1 miliard de euro se împarte cum? Cine sunt cei care vor putea să beneficieze de aceste sume? Se aude, din păcate, îmi cer scuze, aveți microfonul deschise. Deci, cine poate să beneficieze de acest miliard împărțit? Explicați-vă, rog. Vreau să vă spun că noi aici lucrăm pe mai multe tipuri de măsuri și luni, numai târziu de luni, se va lua decizia finală în coaliția politică care susține guvernul României. Avem măsuri pentru mediul de afaceri. Trebuie să sprijinim mediul de afaceri să-și apere măcar locurile de muncă existente, nu să punem problema să creăm altele, dar măcar să le apărăm pe cele care le avem. Trebuie să ne ducem către copii, trebuie să evităm abandonul școlar, este foarte important. Trebuie să ne ducem către copiii instituționalizați, prețurile au crescut, trebuie să mărim acolo valoarea zilnică pentru hrana acelor copii și acelor persoane cu dizabilități instituționalizați. Trebuie să ne ducem către pacienții din spitale și acolo trebuie să majorăm și vom majora cu siguranță alocația de hrană zilnică. Mai departe, ne ducem la voucherele pentru alimente. Prețurile au crescut, categoriile vulnerabile, bun, cele cu salariu minim. Cine poate să primească voucherul acesta pentru alimente de 50 de euro la fiecare 2 luni? Este o decizie finală care se va lua, vorbesc de principiu acum, este o decizie finală, ne uităm cu foarte mare atenție la analiză. Știți că în pachetul trecut pentru pensionari, de exemplu, am avut 1.600 de lei. Sigur că unii care au 1.610 lei săraci vor fi nemulțumiți, dar când pui un prag, nu ai altfel cum să definești și știți că atunci am explicat că pragul nu este aleatoriu, 1.600 de lei era pensia medie. Găsim și ne adresăm în primul și în primul rând, vreau să vă spun că sunt în jur de 12 milioane de cetățeni români, fie că sunt copii, fie că sunt pensionari sau salariați cu salariu minim, persoane cu dizabilități sau oameni de afaceri care vor beneficia, nu oamenii în sine, ci întreprinderile lor pentru a putea apăra locul de muncă, care vor beneficia de aceste măsuri, deci iată că trecem de peste jumătate din populația României, pe care noi am inclus-o aici și ne-am gândit că trebuie să facem ceva, să traversăm această nu-i perioadă. Nu-i puțin 50 de euro, domnule ministru? Am spus de la început că suma de 1 miliard de euro poate părea o sumă pompoasă, dar noi spunem cu toată sinceritatea că nu este poate suficient, dar trebuie să asigurăm și acela echilibru al economiei românești, să nu dăm din dragul de a face mai bine, să nu facem din mai bine dușmanul binelui. Să nu greșim, să nu dezechilibrăm extrem de mult economia României și să fie aceste măsuri sustenabile din punct de vedere financiar, economic, bineînțeles. Bun, care sunt... De fapt, întrebarea principală este de ce nu ați luat astăzi decizia să o implementați? Pentru că, sigur, ne prezentați în această seară întregul pachet care sunt toate măsurile, dar de ce nu astăzi? De ce tot ați amânat? Din nou ați amânat? Nu este un lucru simplu, domnule Mihai Gâdea. Astăzi am luat deja 2 măsuri. Vă informez că Ministerul Muncii astăzi a prezentat în guvern și guvernul a aprobat, de exemplu, ordonanța de urgență care vine exact în protecția persoanelor care vor fi afectate de acest război nedrept.
de sancțiunile impuse acelor societăți comerciale care lucrează cu Ucraina, Rusia sau Belarus, de discuțiile pe care le-am avut cu mediul de afaceri, am ajuns la concluzia că avem nevoie să dăm această ordonanță care privește șomajul tehnic, cam în același procent de 75%, să-i sprijinim pe oamenii de afaceri, să-i sprijinim în primul și în primul rând pe cetățenii români angajați acolo, pentru că noi, cu siguranță ca țară, trebuie să susținem cu tărie sancțiunile împotriva Federației Ruse, dar mai avem și un alt angajament pe care trebuie să ne luăm, să susținem și cetățenii români. Ori cetățenii români nu trebuie să sufere, că și așa suferă din cauza războiului. Haideți să vedem toate măsurile, că sunt mai multe măsuri pe care le-am trecut vizual să le înțeleagă toată lumea. Vouchere pentru elevi, 30 de euro lunar în perioada școlară. Haideți să le vedem în full. Pentru rechizite, haine, alimentare. Aceste vouchere pentru elevi, cum vor fi împărțite, precum alocațiile sau care este formula? Sunt pentru acei copii care au bursă socială. V-am spus că ne adresăm, asta este discuția, cum ne adresăm categoriilor celor mai vulnerabile de persoane din România, fie că vorbim de copii, de pensionari sau de salariați cu salariu minim sau persoane cu dizabilități. Ne dorim foarte mult ca prin această măsură să încurajăm participarea la școală și să prevenim abandonul școlar. Știm foarte bine că sunt copii care au nevoie de acest sprijin. Cota pentru hrană din spitale crește cu 100% sau până la cota respectivă. Haideți să mai vedem, de exemplu, tichetele de masă cresc cu 50%. Ne dorim, și aici să îi sprijinim pe cei care beneficiază de tichete de masă. Știm cu toții care este evoluția prețurilor la alimentele de bază. Deci 50% tichetele de masă cresc așadar. Zero taxe pentru cei care... Explicați, vă rog, dumneavoastră, unde este zero taxe. Nu, ne dorim să facem în agricultură. Noi avem o țară de minamente agricolă pe multe porțiuni din teritoriul României și ne dorim ca în viitorul apropiat să trecem de la... De la materia primă, de la face doar materie primă, grâu, știu eu, sfeclă și toate alte legume sau cereale, să trecem la procesare și așa cum am declarat domeniul construcțiilor, domeniul prioritar în anul 2018, în guvernarea trecută, vrem și acum ca pentru agricultură să creăm acest domeniu prioritar. Vedem cu toții că avem nevoie să creștem oferta de alimente procesate în România, astfel încât să nu mai avem probleme pe viitor. Mai departe, 75% din salariu pentru șomajul tehnic. Măsură deja implementată astăzi prin ordonanță de urgență, ceea ce vă spuneam mai devreme. Și mai este și o a doua măsură, o strategie pentru persoanele cu dizabilități, o strategie cu efecte pe termen imediat, mediu și lung până în 2027. În primul rând, prin această strategie, ne propunem să aducem cât mai multe persoane cu dizabilități în câmpul muncii. 300 de milioane de lei pentru transportatorii români. Cine beneficiază? Știm cu toții care este evoluția prețului la combustibil și aici vom avea această măsură să mergem către transportatori, să îi subvenționăm la prețul la combustibil. Exact când va fi măsura scrisă pe final și decisă în coaliție, o vom dezvolta transparent către dumneavoastră, către presă și de la dumneavoastră către cetățeni. Deci crește salariul în agricultură la 3.000 de lei? Asta ne dorim să facem. Asta este o măsură pe care noi PSD una din măsurile, pentru că ceea ce vorbim acum sunt măsurile scrise de noi, să mergem în coaliție. Am avut deja primele discuții în coaliție, a fost și ieri discuție. Liderii coaliției și-au pus ca termen limită, maxim, de închis aceste măsuri, pentru ca și noi, miniștrii ulterior, să ne apucăm. Avem de făcut acolo, știți foarte bine, în decembrie am avut o serie de acte normative de dat, de aia astăzi am și introdus ordonanța de urgență să fiu cu un pas înainte pentru acel 75% din salariu în cazul în care sunt persoane care suferă din cauza acestor restricții. Prefer să fiu proactiv, nu neapărat reactiv. Ce este pentru constructori? Ați luat și acolo o decizie cu ajustarea prețurilor materialelor de construcții
pentru finalizarea investițiilor publice. Ce înseamnă această decizie? Sunt decizii luate în lanț și aici. Am mărit și suma pe acel program Angel Salini, PNDL 3, 4, 5, cum vrem să-i spunem, pentru contractele în execuție, pentru contractele viitoare care au deja proiectarea făcută. Cunoaștem cu toții evoluția prețurilor la materialele de construcții și trebuie să reacționăm ca atare pentru a putea să continuăm investițiile pe care cu ardoare ne le dorim cu toții în România. Domnule ministru, când anunțați creșterea pensiilor? Acum ne-ați anunțat că ați obținut să ați găsit înțelegere să spargeți acest 9,4% din PIB care a trecut în PNRR. Dar când sperați să spuneți, gata, creștem pensiile cu atât? Contractul de asistență cu Banca Mondială durează până la finalul anului 2022, eventual cu o mică prelungire primul trimestru din 2023. Suntem încorsetați în această situație. Avem deschidere de la Comisia Europeană, discutăm, nu am acum o veste să vă dau, nu vreau să spun ceva pe care noi, guvernul, să nu-l putem îndeplini și să dezamăgim până la urmă pe cine? Pe părinții și pe bunicii noștri. Nu o să fac așa ceva și când o să am ceva de anunțat public, o voi face ca de fiecare dată cum vine știți. Voucherele de 50 de euro pentru alimente, mai spuneți o dată condiția pentru a beneficia de aceste vouchere. Nu știm încă, nu avem decizia finală pe pragul la pensie până când. V-am spus ce a fost, v-am readus aminte ce a fost în pachetul social, dar cu siguranță vor intra pensionari aici. Salariații cu salariu minim, persoanele cu dizabilități, astea sunt grupurile țintă mari, pentru că pentru copii avem ceea ce am spus și trebuie ca persoanele cele mai năpăstuite, cele mai lovite sunt persoanele cu veniturile mici. Aici trebuie să intervenim în forță în primă fază. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru aceste anunțuri și pentru faptul că